Cu flori în mâini și încă lacrimi de durere, sorocenii au venit pentru a-i pomeni pe soții Palamar, veteranul Luzinski Anatol, fetița de numai 10 ani, Alina Strelețchi și salvatorul Igor Ghilețchi. Și astăzi, locatare blocului explodat și amintesc cu mare groază de cele trăite în acea noapte. Eu eram în zală, privem televizorul, înghețcă era fata cu nepoțică și noi când m-au auzit băbătura asta, zic și ea asta, dar fata s-a dedicat drept să iasă, că a înșit tot ferestrul zburat la noi, când noi am trăit la primul etaj și așteptă striga, afară, fetița cum era nepoțică în pijamă, fata în pijamă, așa au înșit afară dezbrăcate, dar când se iasă afară, nu putut să înșit, că ușa la pădez era blocată tot cu chetri. Și dar lumea ne trăge de mână și ne scoate afară. Noi suntem și în secundă și din casă când s-a întâmplat asta, noi avem și toți sub pietre, că zburau, că toți pietre de sus zburau jos. Eu am trăit în această casă care a explodat. Au trecut 6 ani, dar în inimi au rămas aceleși sentimente și aceleși dureri. Fă ceva strașnic. Nu dorim la nimeni așa, așa și am tras în noi. Anul acesta, primăria orașului Suruc a organizat depunerele de flori cu o zi mai înainte ca de obicei, adică pe 26 octombrie. Astăzi, Sâmbătă Morților, la noi în Moldova este primită de a pomeni cei plecați din viață. Dacă până acum atât terenul cât și subsolul blocului explodat erau la bilanțul Agenției Proprietate Publică a Republicii Moldova, atunci acum acestea au trecut la bilanțul primăriei orașului Soroca. Ieri a avut loc semnarea actului de predare a primire. Urmează decizia Consiliului Orășenesc Soroca despre soarta viitoare a terenului dat, dar noi, primăria Soroca, la an vrem să amenajăm scoarul pe lângă monumentul dat. Socotim că monumentul trebuie puțin ridicat, copacele vechi trebuie să fie scoase și aici trebuie să fie scos și trotuarul, punem pavaj, punem scaunele, florile, ca să au posibilitatea cei care a trăit în casa aceasta 27 de ani să vină, să amintește despre evenimentele frumoase, ori poate tragice, din viața lor. Cu toate că a trecut atâta timp, motivul exploziei rămâne a fi încă o enigmă. Eu personal nu știu, fiind deputat în Parlament, am apelat la procuratură, nu am primit răspuns clar, ca și tot sorocenii, nu a primit răspuns clar. La 27 octombrie, acum 6 ani, în jurul orei 22, a avut loc explozia blocului locativ cu 5 etaje de pe strada Ștefan cel Mare 117, urma cărei au murit 5 persoane. Explozia de la Soroca este considerată cea mai distrugătoare din istoria țării. În preajma blocului dărâmat a fost înălțat un monument dedicat memoriei celor decedați.